ceva băieții și bine ați venit la un episod special din FIFA 19 Draft spre Glorie. O să alegem jucătorii, formația, fără să ne uităm, o să fim orbi în acest draft. Vă arăt imediat și cum o să facem asta. Bineînțeles, înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place această idee, dacă vreți să mai vedeți draft de acest gen pe canal. Să începem să ajungem la peste 500 de like-uri, ar fi absolut genial. De asemenea, dacă vrei să cumperi articole sportive, argol.com/ro, linkul în descriere, prețul super ok, training-uri, ghete de fotbal, mingi de fotbal, tricouri, Adidas, etc. Ai și 10% reducere dacă folosești codul OVI. Să fie și un prieten lângă mine care mă va ghida un pic în caz că mă pierd, știi, și nu știu unde sunt. Uite, am pus masca. Băieți, vă garantez că nu se vede absolut nimic. Chestia asta o știu pe de rest. Acum apăsăm. Sunt pe Ies Ciprian aici? Da. Ok. Selectat. Au apărut formațiile, nu? Da. Au apărut. 1, 2, 3, 4. Luat formația. Ce formație am luat? 4, 3, 2, 1. 4. Oh, bună, bună. Acum sunt la capitan, nu? Capitan. 1, 2, 3, 4. L-am selectat? Da. O să fie foarte, foarte dificil. Mă mai uit din când în când doar să văd ce am luat așa. Sau să mă uit la sfârșit doar. La sfârșit. La sfârșit. Ok. Sunt pe jucător la selectare? Da. L-ai și luat. L-am luat, nu? Da, da. Și acum mă plimb printre ei. Da. Selectat jucătorul? Acum. Hai să selectezi. Ok, l-am luat, da? Da. Ne mutăm. E foarte zic, habar nu am ce se întâmplă aici. Deci sunt total pe din afară. Câți jucători avem până acum, Ciprian? 4. Am selectat 4? Sau sunt la al 4-lea? L-ai luat și pe al 4-lea. L-am luat și pe al 4-lea. Ai dat în rezerve. Am dat în rezerve. Dar am selectat ceva? Nu. Am selectat acum? Da. Mamă, băieți, o să trag puțin cu ochiul ca să-mi dau seama așa. Aoleu, Dumnezeule, dezastru. Dezastru. Măcar știu că acum sunt la rezerve. Mi-aleg de aici un... am dat pe el, hai să vedem. Deci, 1, 2, 3. Sunt pe cel din mijloc, nu? Pe al patrulea ești. Pe al patrulea. Hai să mă duc pe cel din mijloc. Uite, vreau să-l iau pe cel din mijloc, pe cel din mijloc... Hai să trecem la următorul. La noroc asta. Selectat? Da. Tu trebuie să mă ghidești, Ciprian, pentru că nu știu nici măcar în meniu pe unde sunt. Acum presupun că a apărut pop-up cu cei 5 jucători pe care trebuie să-i aleg, nu? 1, 2. De fapt eram pe primul, acum sunt pe al treilea, nu? Da. Hai să-l iau și pe al treilea odată. Luat pe al treilea. Ăsta e posibil să fie cel mai dificil draft de până acum. Habar nu avem de chemistry, habar nu avem absolut nimic. 1, 2, 3, acum sunt pe al 4-lea, nu? Da. Al 4-lea, bun. Următorul, hai să luăm și pe primul. L-am luat pe primul, l-am luat pe al 2-lea. L-am luat pe al 2-lea, dacă muți. Ok, corect, corect, corect. Acum sunt iar la player pick, nu? Dar a apărut pop-up ăla cu 5 jucători? Nu, nu. Trebuie să mă mut? Să mut, da. Ok, am mutat. Și hai să le iau pe primul, acum l-am luat pe primul, în final, nu? Da. Următorul, iau pe 3-4. Ăsta e ultimul? Al 5-lea. Ultimul, bun, luat al 5-lea. Next. Primul. Am și-o vreun jucător bun până acum? Ia stai. Hai de mine, Foden doar. Aoleu. Câți mai sunt? 3. 3 de ales. Hai. La rezerve aici. Cred eu că al 2-lea e bun. Mai avem 2 jucători de selectat, nu? 2. 1, 2, 3, 4. Asta e al 5-lea? Pe primul din greșeală. Pe primul? Of, nu mai prostii fac. Nu ca știi pe ce jucător aleg. Asta e ultimul jucător și au apărut cele 5 alegeri, da, nu? Da, da. Hai să le iau și 2, 3. Acum sunt pe ultimul? Da, e al 5-lea. Ultimul, l-am luat. Și mai tragem cu ochiul puțin să vedem ce am luat aici. Avem ceva... Of, un overmars măcar pentru chemistry. Stai să ne mutăm, deci să țin... Team of the season la portoar, bun. Hai să vedem, fundaș central. La fundași ăștia centrali m-aș duce pe al treilea. Bam. Luat al treilea. Mă mut la celălalt fundaș central. La ultimul. La ce sunt acum? Acum se selectează? Acum, da. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L-am luat și pe ăsta. E selectat și ăsta. Întrebare întrebătoare. Suntem la fundașul stâng acum? Da.
fundaș stânga. Al patrulea, 1, 2, 3, pe al patrulea? Al patrulea, da. Bun, al patrulea. Acum dacă mă mut în sus, am ajuns la mijloc? Da. Ai mijloc să luăm un jucător. Al doilea. Și acum dacă... L-ai luat pe primul din greșeală. L-am luat pe primul, n-am luat. Acum dacă fac dreapta, sunt pe un mijlocaș pe care nu l-am ales, nu? Da, da, da. Mijlocaș pe care nu l-am ales. 1, 2, 3. Luat. Mai am ceva neselectat? Da, mai. Ia să vedem. Uuuu, team of the season acolo. Ăștia doi goloni au mai rămas. Da. Hai să vedem cum facem. Mijlocașul ăsta central. Penultimul jucător pe care îl alegem. 1, 2, 3. M-am dus tot pe al patrulea. Ok, l-am luat. Și acum, întrebare, sunt la ultimul jucător? Da. Hai să luăm și pe ăsta. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. L-am selectat și pe ăsta, da? Și hai să o facem, dacă tot îl facem așa, selectăm și managerul. A apărut managerul pe ecran? Acum a apărut, nu? 1, 2, 3, star 4. Și acum să vedem ce s-a întâmplat aici. Ok, cei mai buni jucători, Bale, Trapp și Verratti, 147 squad rating. Hai să vedem cum îi aranjăm voi pe ăștia. Am prins un... două grilli... Ha, cât bulan aici, nu cred! Bulan aici, la chemistry. Hai să vedem cum îi prindem pe golanii ăștia. Mutăm Overmars acolo, clar avem nevoie de el. Bun. Herrera pentru chemistry, bun și el. Fiți atenți că nu stăm rău. La portere e mai complicat. Stai mă, iau cu golanul ăsta de Kolarov, uite, iau 89. Și am cumva vreun atacant care să mă ajute mai mult la chemistry. Nu e chiar dezastros, să zic. Verratti o să intre și el după minutul 1, deși e mic pitic, vedem noi ce facem cu el. Trapp îl băgăm, deci avem nevoie de portar. Trapp după minutul 1. Grele deciziile. Mă hotărăsc atunci când o să înceapă meciul. 89. Hai să punem puțin, măcar asta să facem la instructions, să avem fundaș și lateral, stay back și hai să-i dăm drumul, băieți, la draft. Jucăm împotriva unei echipe cu chemistry doar 88, în schimb jucători periculoși pe atac. Are Douglas Costa, are Cristiano Ronaldo, George Best, Costa ăla e football de ok, Aouar, Totti, Modric, iar Lidmanen. Vedem! Overmars! Overmars la scurt! 1-0! Minutul 8! Hai, Royce! Mai zi ceva! Mai zi ceva de Marco Roy, super subul nostru, 2-0! Minutul 14! Ce voleu superb și cu stângul! Bine, mă! Bale pleacă, superb aici, finez la lung, e 3-0, e 3-0, ce început de draft, minunat avem. Royce în careu, cum ar fi fost încă una, cum ar fi fost să ne intre încă una. Poate intră asta la lung? Aproape. Hai, Granero și tu. Granero! Oh, ne-au intrat toate! 4-0! 52 la pace, 73 la shooting. Granero, ce bombiță la scurt! Overmars! Rachetă! Racheta lui Overmars! Le-a băgat bobiță pe toate! Doamne, cum a tras! Are decât 78 la shooting! Royce, încă unu! Se duce în bară! Nu cred că dă și Granero așa ceva!
Cum ar fi fost să dea Granero așa ceva? Oh, Royce. Uhuhu, 6-0. În final, în final, rage quit. Sferturi de finală împotriva unei super echipe, trebuie să recunoaștem asta. Neymar de 93, 94 Eusebio, 92 Vieira cu Fabinho să țină mijlocul bombă. Inform Virgil van Dijk, Piqué, Messi, Ryan Giggs, bombă de echipă. Hai să vedem cum o scoate și pe asta la capăt. Mai zic ceva, mă, mai zic ceva, Overmars cu încă o bobiță. Deschidem scorul, bine, mă. Au, nu, kick-off. Pasa printre este magică. Funes Mori, respins șutul. Ter Stegen intervine acolo. Overmars! Nu mai intră cum intrau meciul trecut. Nu cred, Royce, cum ratăm așa, mă? Of, ce ratări! Herrera scoate iar portarul. Am avut ocazii bunicele, dar nu reușim pur și simplu. Nu se poate! Nu te cred! Poartă goală! De două ori bara transversală! Wow, cât ghinion! Ce s-a întâmplat, frate? A ieșit ăsta din meci, frate. Deci nu... A ieșit băiatul din meci. Statistici, după cum vedeți, echilibrat meciul. Ocazia lui Bayer, mă gândesc și acum. O să rejucăm meciul ăsta din sfertul de finală. Dar nu s-a pus. Ok. Ok, și acum avem parte de un adversar cu echipă incredibilă. Socrates 92, Maradona 98. Dar cred că e Volan de 91, dacă nu mă înșel, Depay 93, Demirbay, Toti Ramos, Toti Modric, Team of the Season, dacă ăsta, Team of the Season, Piqué, 193 over rating. La scurt, hai de Bale! Bale cu golul! Ce frumos l-am pentat cu un ball roll, după aia un drag back. Șutul la scurt, bravo, mă! Vezi că nu e offside. Royce! Trebuia să forțez de acolo șutul pentru că mă prindeau fundașii din urmă. Poate că ar fi trebuit să o ridic pe voleu, aveam șanse mai mari de a marca. Aoleu, ăla-i faul, prietene, n-atinge mingea, mă! Long goal, sigur. Eu nu înțeleg cum ăla nu poate să fie faul, frate. Deci nu atinge mingea. Bale. Oh! Nu știu ce face Courtois acolo. Habar nu am, dar mă bucur, am marcat un nou gol. Vine, mă, vine, mă. Ho, ho. Nu cred! Ce ocazie am avut aici! Ce ocazie imensă! Poate acum cu căpățâna... Mamă, mamă! Ok, deci Courtois l-a făcut la un gol, știi? Am dat... Am făcut cadou un gol, dar a și scos, frate, două bobițe!
pot să cred. Iar transversală ca în meciul trecut. Te pupă Gareth Bale. Te pupă. Minutul 68, 3-1. Super atacul. Combinație de skill, drag back la 180 cu o crocheta singură acolo în careu. Singur, de fapt mai erau fundaj lângă noi, dar tragem foarte bine cu Bale de data asta. Fluier final, băieți, super victorie. Și mergem să jucăm semifinalele. Mișcarea împotriva unei echipe super, super bună. Ok, 4-2-3-1 wide, 192 overall rating, super bună pe apărare cu Socrates, Vieira, Maradona, Lineker în față. Poate cu căpățâna cineva? Da! Bale! Ho-ho, până acum omul draftului, omul turneului pentru noi, Gareth Bale. Super pas asta, super pas asta! Verratti! Of, Verratti, de ce o lași tu așa pe stângul? Ce faci acolo? Te mănânc, Verratti! Bine, Verratti! Verratti 2-0 și a pus pauză! Cred că face oare schimbări? Sau rage quit? Face schimbări, uf! Nu, e rage quit! Mergem în finală cu acest draft! Și ca să fie cireașa de pe tort, cum trebuie, 5-3-2 în finală, nu-mi place să joc contra 5 fundași. Și are și 97 Ronaldo în atac, 99 Modric. Driblasem portarul și a venit golanul ăla de fundaș și mi-a furat mingea, mă. Mamă, ce bine îl driblasem cu ball roll. Nu înțeleg, frate, de ce ies oamenii ăștia? Ar trebui să piardă meciul dacă ies, uite și tu. Ăsta pur și simplu a ieșit din draft, frate. La 0-0. Marea finală, 4-3-1-2. Maradona 98. Casemiro. Îmi pare senzațional echipa individual. Însă, băieți, parcă eram mai stăpân pe meci de-aia trecută. Final acolo eram stăpân pe adversarul ăla. Acum o luăm de la capăt, vedem ce se întâmplă. A, ne-a prins aici. N-am avut ce să fac aici. Pur și simplu jucătorii prea buni. Oare cine decât Gareth Bale cu egalarea, minutul 23. Bine, mă! Nu, Ovidiu, trebuia să trag din prima, eram super bine poziționat. Oare cine decât de data asta? Funes Mori! Bine, bă, băieți, bă, haide, mă! Asta-i bună pentru Overmars. Nu! Rodri, ai tras, s-ai dat cu ea în copaci. 3-1, cum stăteam cu 3-1? Aleu, bombiță era. Ia vezi, mă, Verratti, mă! 3-1! În prelungirile primei reprize, ce revenire senzațională! Apărăm bine, hai, băieți! Condobia cu dreptul, frate! Deci Condobia este stângaci, fiți atenți, e stângaci. Are 2 stele, dacă nu mă înșel, la weak foot, adică la dreptul. Și mi-a dat bombă de la 25 de metri. Cum e, frate, asta realist?
te pupă Gareth Bale din nou. Bine, mă. 4-2. Deschide șampania, băieți. Câștigăm draftul Horbului, în care nu am văzut jucătorii, nu am văzut formația pe care am ales-o. Este mai să vedem ce premii avem în acest draft. Pam, pam. Mega Pack și Premium Gold Players Pack. Premium Gold Players Pack să fie primul. Băieți, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut acest challenge de pe canal. Oh, cred că e un card special, n-am așteptat, n-am avut, dar am văzut că nu e walkout. Da, Pernica. Bine, mă, Pernica, mă. Trimitem restul pe discard și Mega Pack. Hai să mai vedem și noi un walkout, mi-e dor să văd un walkout. Nu vedem. Poate un card special? Nu e nici Bordeaux. Băieți, cam atât pentru astăzi. Vă pup o viță. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!